Era odată un bărbat care a murit într-un accident. Cum? I-a tăiat mașina. Deci a tăiat mașina fața și s-a îmbrutit în șanț. Și deci, șoferul a murit instant. Și el a început să bântuie. Deci nu numai, să zicem, satul, că bântuia satul. Cel mai mult găsea la șoferi care i-au făcut accident și au scăpat, se ducea la ei și omora. Și la spital, tot la fel. Îi omora și se întreba aia de ce. Și într-o noapte, un om s-a dus în pădure, a văzut pe fantomul. Păi nu te zici să vezi. Îl chema mare să te ia. Și l-a găsit în pădure. Și de fapt era spânzurat. Deci trupul lui nu era. Era prin găsit și l-a spânzurat. Și a avut un pădure la care l-a găsit. În următoarea noapte, tot la fel s-a dus un om în altă pădure. Nu în altă pădure, scuzați-mă, la o piscină. Și era tot el, trupul lui înecat în piscină. Bă, frate, deci îți dai seama dacă ai fi fost tu ăla și te-ai fi găsit așa. Și în ultima noapte, oamenii ăia doi, ăla din noaptea trecută care l-a găsit spânzurat și ăla cu piscina, care l-a găsit în piscină înnecat, s-au săturat, au luat un pistol, s-au dus și a încercat să împuște fantoma. Degeaba. El n-a murit în schimb. Dar dar s-a rănit ceva gen. Era pe jos întins. Și atunci când deci a tras în el, frate, mare greșeală a făcut. Dar i-a omorât, bine, decât pe unul l-a omorât. Celălalt a scăpat, dar a zis că o să vină după el. Și în urmă, în noaptea aceea, că era zi când s-a dus pe el, la el acasă, la omul care a supraviețuit, s-a auzit într-una cu bubuia, mă rog, trântea cu ușa și după aia a venit un om cu cuțitul, de fapt era el. Dar era, nu era fantom, ceva gen, era în trupul lui. Și l-a omorât. Sfârșit.